ați avut mare curaj pentru prima lucrare să vă ocupați de ceva atât de complex. Nici mie nu vine să cred că totuși am reușit. La mulți ani! Mulțumesc! Câți ani ați împlinit? 20 și? Vă spun eu câți. 48. Nu țineai. Eu particip la două activități. Activitatea de pictură, artă, și la Kineto. Și de când am venit în acest club, viața mea s-a schimbat. Mă deconectează și cu ceilalți colegi de aici socializăm. Adică, pe lângă faptul că noi pictăm, ascultăm muzică sau cineva spune o poezie care se cuplează bine cu activitatea asta, găsesc armonie, înțelegere la club, comunicăm, avem grupul nostru pe telefon, ținem legătura între noi. Venim cu atâta plăcere la acest club, ne simțim excelent. În primul rând facem mișcare și asta este sănătate curată. Dacă vă uitați la mine, am 83 de ani, dar mă simt ca la 25. Vin, dansez frumos, fete frumoase avem aici și mă simt foarte bine, ne simțim excelent. Clubul nostru este un club foarte activ. Totul este, ce să vă spun, organizat cu suflet și cu dăruire. Asta contează foarte mult. Iar mai ales acum, după pandemie, ne-am reîntâlnit cu atâta bucurie și cu atâta plăcere, cum nu vă puteți imagina. Sunt multe persoane singure, absolut singure, cu copiii plecați undeva departe, văduși, văduve, dar aici e o familie. Activitatea este diversificată, încât fiecare vârstnic poate găsi o activitate potrivită înclinațiilor sale. Pe lângă asta, intervine și socializarea cu ceilalți membri ai clubului. Se mai fac și excursii, se organizează excursii interesante în cadrul clubului. Îndemnă pe vârstnicii din sectorul 3 să vină să frecventeze acest club, să nu aibă rezerve, fiindcă aici vor găsi niște activități care să le facă plăcere și să le fie utile. Nu numai atât, să le fie utile pentru sănătate, pentru buna dispoziție. Beneficiarii sectorului 3 au posibilitatea să ajungă la două cluburi în acest sector. Este cel de Râmnicu Sărat, de asemenea este unul Codrii Neamțului, tot în sectorul 3. Sunt ambele deschise pentru beneficiarii acestui sector cu foarte, foarte multe activități în cadrul lor. Scopul, dacă mă întrebați, cred că cel mai important este socializarea. Beneficiarii, seniorii noștri, cei trecuți de 65 de ani, au nevoie de socializare și socializarea noi încercăm să o facem prin diferite tipuri de activități, atât activități motrice, și aici mă refer la dansuri, la kineto, la ieșiri în parc, în aer liber și la alte tipuri de activități motrice, cât și activități sociale. Și aici ne referim la cercle poezie, avem tot felul de concursuri pentru memorie. Am avut 2020 mare parte din an închis datorită pandemiei, însă noi am ținut legătura cu ei, am încercat să îi și vizităm, am și stat pe telefon destul de des cu ei. Am reușit în 2021 să reluăm activitățile cu măsuri de siguranță, cu tot ce s-a impus, însă a fost o bucurie enormă din partea lor, de asemenea și a noastră, și noi ne simțim foarte bine lângă dânsii. Am putut să reluăm activitățile, chiar dacă într-un număr mai mic, cu diferite restricții, dar a fost o bucurie enormă din partea lor. Având sala cu restricții de distanță, am gândit un proiect împreună cu beneficiarii să îi scoatem la aer liber. Și iar toată vara trecută, 2021, am pictat
un foarte mare gard la noi, este muncit doar de ei, cred că la aproape 3 luni de zile, în soare, pe vânt, însă au făcut-o cu mare, mare plăcere și ne-am bucurat că am putut găsi activități în afară, fiind cumva restricționați de această perioadă neplăcută. Pe această care dorim să audă de noi cât mai mulți beneficiari, cât mai mulți seniori, care cu siguranță o parte din ei sunt triști, sunt singuri sau au nevoie de această socializare de care spuneam mai devreme. Este foarte, foarte important și ei își doresc și ei simt că au nevoie de socializare. Și mulți dintre ei nu cunosc, nu știu cât de cele două cluburi care le avem. Și pe această care sper, îmi doresc foarte mult să ne vină, să ne cunoască cât mai mulți beneficiari și să participe la activitățile noastre. De-abia îi așteptăm.